Și dacă am vrea să închidem subiectul câinilor comunitari, nu o putem face, pentru că tot mai des avem motive să ne convingem că problema trebuie rezolvată cât mai repede cu putință. O femeie în vârstă de 47 de ani a fost atacată de vreo 20 de câini pe alea mănăstirii. Un bătrân care se întorcea cu vacile de la păscut a zărit-o pe femeie înconjurată de maidanezi și speriată crunt. Acesta a reușit să-i alunge. De asemenea, fiica femeii s-a deplasat într-un suflet acolo unde aceasta putea fi efectiv sfâșiată. A fost mușcată? A fost atacată. Câți câini? Păi nu știu, când am venit aici erau peste 10. Peste 10 când ați venit noastră? Da, și era și un domn cu două vaci care mergeau după el. Și au sărit domnul în ajutorul dânsei? Da. Femeia este poștăriță și era în timpul serviciului când 20 de câini s-au năpustit asupra ei și pe lângă faptul că au speriat-o de moarte, aceasta s-a ales cu mai multe mușcături în zona feselor și a gambelor, fiind transportată la spitalul de urgență din Târguviște pentru a primi îngrijiri medicale. Am fost sesizat în serviciul 112 despre o pacientă care a suferit mânchii pe plăci mușcate prin mușcătură de câine. Au înțeles că hai tot am de 20 de câine au atacat-o, fiind poșterița din zona. Are, prezintă plăci la nivelul feselor și la nivelul gambelor. Nu pun în pericol viața, nu sunt sângerând de abundent, dar tratament de specialitate. Tratament de specialitate și sperietura mare. Era speriată femeia, da? Da, da. În rest, constantele vitale sunt normale, dar groaza prin care a trecut. Polițiștii efectuează verificări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul.